Pentru că e biserica plină și nu aveți treaba acasă, ați terminat prășitul și e sara și avem timp de o șezătoare. Am să încerc să punctez două idei importante și frumoase care mi-au plăcut mie, le-am găsit undeva și aș vrea să le știți și voi pentru cultura generală. În primul rând, deci, suntem în postul Crăciunului sau postul nașterii Mântuitorului și continuăm în același ritm ceea ce numim noi spovedania, împărtășania, nevoința ușoară după rânduială, după putere și după voință. Dacă ați fost atenți, în postul mare găsim sărbătoarea Bunei Vestiri, și este postul Mântuitorului. Aici, din nou, este postul nașterii Maicii Domnului și găsim sărbătoarea intrării în biserică, care este legată tot de Maica Domnului. Dacă ne uităm în icoana Maicii Domnului, vedem că Fecioara îl ține păprunc în brațe, iar dacă ne uităm la Mântuitorul Iisus Hristos, vom vedea că întotdeauna și în expresiile pe care le folosește, vorbește de autenticitatea Maicii sale sau de autenticitatea femeii în societate și spune așa, fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Deci foarte interesant. Fiindcă o femeie din popor a îndrăznit să aducă o laudă mai directă Maicii Domnului, și să spună, fericit pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Dar Mântuitorul specifică că această fericire a sânilor binecuvântați și a pântecelui binecuvântat vine în primul rând din ascultarea poruncilor lui Dumnezeu și din ascultarea învățăturilor sfinte pe care noi le punem în practică. Și o să vă întrebați de ce m-am gândit eu să pun problema așa. În general, pentru că acum suntem în post și suntem mai limpezi la minte, deși învățătura despre care vorbim n-ar fi neapărat pentru dumneavoastră cei din biserică, dar să mergem cu ideea că ascultând-o dumneavoastră și povestind-o celor de lângă dumneavoastră și ascultând-o și alții cu altă ocazie, poate vom înțelege că secolul 20, inclusiv secolul 21, au o nuanță, dacă vreți, puțin mai mizerabilă și înclinarea spre o sexualitate bolnavă, aproape maniacă. Deci, în general, în societatea contemporană, noi folosim termenul de desfrânată sau curvă, cum spunem în termenul Efrem Sirul folosește în scrierea siriacă. Spune, vai mie desfrânatul sau vai mie curvarul, dar noi când folosim termenul de desfrânată, nu descalificăm femeia, ci ne descalificăm pe noi. Pentru că o femeie n-ar putea desfrâna dacă în obiectul desfrâului său n-ar exista și ce? O cauză, bărbatul. Și atunci putem vorbi foarte bine și de curvari și de desfrânați. Pentru a înțelege motivația acestui subiect pe care vreau să-l ating în câteva cuvinte și a ajunge la binecuvântat pântecele care te-a purtat, trebuie să înțelegem întâi ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie. Trupul omului este templu Duhului Sfânt. Noi primim prin botez pecetea Marlui Mir atunci când suntem pecetuiți de către preot cu marele mir și să spune la ochi, la urechi, la mâini, la picioare, pe piept, pe spate și spune așa, pecetea darului Sfântului Duh. Din clipa aceea, dacă ați fost vreodată când se sfințește o biserică, ați văzut că arhiereul o unge cu Sfântul și marele mir. De ce oare niște pereți de cărămidă trebuie unși cu Sfântul și marele mir? Ce sunt vii? Nu sunt vii prin cărămizile din pereți, ci prin sfinții pe care îi vedeți pe pereți
care sunt cetățenii de casă și oamenii lui Dumnezeu și locuitorii Raiului. Prin trupul lui Hristos, cel viu de pe Sfânta Masă și prin puterea Sfintei Liturghii, prin care noi stăm în comuniune cu Cerul. Deci biserica devine biserică sfințită și rai cuvântător. Aceeași denumire o poartă de la imnografii și melozii bisericii și Maica Domnului. Este prima biserică vie în care nu preotul pune Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt îl pune chiar însuși Dumnezeu. Puterea celui prea înalt te va umbri și Duhul Sfânt va veni peste tine. Vedeți? Nouă de exemplu creștinilor, nu putem ști momentul și clipa în care noi avem pe Duhul Sfânt în noi. Știm doar că l-am primit la botez, dar poate avem momente când pentru păcatele noastre s-a retras. Sau avem momente când pentru neputințele noastre nu lucrează sau stă cu minte. Avem momente când pentru o lacrimă sau un gram de pocăință Duhul Sfânt se apropie din nou și ne moaie inima la lucru bun, la fapta bună, la îndreptare, la părerea de rău. Ei, tot Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie spune așa: Cela ce va sfărâma templul acesta și îl va strica pe el, și eu îl voi strica pe dânsul. Adică ce vrea să spună? Vrea să spună că atunci când un om își bate joc de trupul său, de fapt îl mânie pe Dumnezeu. Și ce înseamnă să-ți bați joc de trupul tău? Când desfrânezi, când faci întreruperea sarcinii, când te droghezi, când bei în exces, când îl bat jocorești și nu-l grijești și-i bolnav și îl lași în degradare. Deci acestea se numesc morți sufletești sau patimi stânjenitoare trupului, cauzatoare de moarte sufletului, moarte duhovnicească, că sufletul veșnic nu moare niciodată, dar care la judecată vei da socoteală pentru ele, pentru că ai necinstit templul lui Dumnezeu. Dumneavoastră, acum o să spuneți, da, părinte, dar n-am știut. Așa spune și păstorul Herma în scrierile apostolice, că un înger i s-a arătat și i-a spus așa: oamenii care greșesc înaintea lui Dumnezeu vor fi pedepsiți pentru păcatele lor. Și păstorul Herma spune, că și dacă n-am știut, păi și că dacă n-ai știut, vei fi judecat mai ușor. Dar pentru că știi și continui să greșești, spune Sfânta Scriptură, iarăși într-un termen destul de categoric, vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului celui viu. De aceea, Evanghelia folosește o serie de termeni în care să ne arate nouă ce. Că Dumnezeu, de fapt, nu voiește sau nu dorește moartea păcătosului, ci din contra El să se întoarcă și să fie viu. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Cel ce bate, îi se deschide. Celui care caută, află. Celui care îi se cere, îi se dă. Și cei care ați fost de dimineață la liturghie, poate ați avut ocazia să ascultați că Evanghelia de astăzi a fost foarte scurtă și frumoasă. Căutați și veți afla, bateți și veți va deschide, cereți și veți primi, că voi răi fiind, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Dar cu cât mai mult Dumnezeu care ne iubește, n-ar da daruri bune fiilor săi. Și o să vă întrebați de ce pun accent și mă tot învârt aici, mă învârt pe următorul lucru. Trupul acesta al femeii, din alcătuirea lui, este o taină. Trupul acesta al creației, al persoanei ca femeie, pentru că și bărbatul este tot om și femeie este tot om, înaintea lui Dumnezeu nu-i bărbat și femeie, sunt ca îngerii. De aceea spune și Scriptura, și i-a făcut pe ei bărbat și femeie i-a făcut pe dânsii. Deci, noi avem și slăbiciunea feminină în noi, adică pofta, și demnitatea bărbătească, adică virtutea. Dar depinde cum o lucrăm. Noi simțim nevoia, dacă ați văzut întotdeauna, atunci când vrem să lansăm o marfă sau când vrem să
lansăm un lucru sau când vrem să lansăm un ceva care să meargă, să punem reclamă cu femei. Și de obicei cum? Femeia goală, femeia dezbrăcată, femeia cu sânii mari, femeia cu șolduri imense. Asta nu este o etichetă. Asta este un act de nesimțire umană la adresa celui mai înalt statut al Sfintei Scripturi, adică ce? Viața. Femeia este biserica cea vie a vieții pe pământ. Fiecare femeie care este pe fața pământului, în viața ei personală, indiferent că spune sau nu, are trei dorințe pe care și le dorește tot timpul. Să aibă o familie ideală, să aibă copii ideali, adică statut de mamă, și să fie o femeie respectată. Noi, în general, după mentalitatea modernă, cum spunem noi, mișcarea feministă, și ați văzut reclama mizerabilă care se face în mass media, când arată femei care ripostează sau fac grevă, dezbrăcate și tatuate și despuiate, nu. Asta nu este un act prin care femeia se ridică la înălțimea virtuții la care a fost chemată. Femeia este mai presus de bărbat prin două mari calități, care a reușit să-L coboare pe Dumnezeu din cer pe pământ, și aceea a fost Fecioara Maria, și vedeți că nu într-un moment oricând, ci într-un moment al Vechiului Testament, când femeia nici nu conta în scriptele vremii. Femeia era un obiect în plus la casa omului, deși Dumnezeu personal s-a coborât la nunta din Cana Galilei și a sfințit nunta, binecuvântând bărbatul în egalitate cu femeia și dându-i demnitatea care îi se cuvine. Bărbatul să o iubească pe femeie, vedeți ce grad de comparație, cum a iubit Hristos biserica. Deci vedeți care este nivelul de respect față de o femeie? Te-ai duce să urinezi pe zidul unei biserici? Te-ai duce să scui pe o icoană? Te-ai duce să lovești un sfânt cu palma sau să-l jignești? Nu, că e o stare de sfială. Nu îndrăznești să faci, o consider o blasfemie. Același lucru trebuie să-l simți și față de prietena ta, față de colega ta, față de mama ta, față de sora ta, față de soția ta, față de megeșul tău, care e parte feminină, colegul de muncă și așa mai departe. Deci respectul atribuit femeii nu este un respect care vine pe linia manierilor elegante sau nu este un respect care vine pe, cum spunem noi, în viața liberă, în viața socială, pe calitatea de gentleman. Tu ești gentleman în momentul în care vezi în femeia de lângă tine un potențial izvor de viață și o mamă în viitor a unui soț căreia ea îi crește copiii. Și o să vă întrebați de ce am pus accent pe lucrul ăsta. Am pus tocmai dintr-un singur motiv. Fecioara Maria vine să ridice această demnitate a femeii la nivelul de mamă direct prin gura Mântuitorului Iisus Hristos. Vin câțiva cunoscuți de-a lui Iisus și spun așa: mama ta și frații tăi te așteaptă afară. Iisus îi privește și spune așa: mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu care m-a trimis. Aceia sunt și mamă și soră și frate. Deci în momentul în care te consideri creștin, și aici biserica tace, aici noi ca și clerici la altar uneori ne facem că plouă, dar ne facem că plouă prin răspunderea personală în ziua înaltei judecăți a venirii lui Hristos în lume, când se va cere socoteală și de la cei care dau sfintele taine, și de la cei care le primesc, și de la cei care îngăduie prea mult, și de la cei care iartă prea mult, sau și de la cei care nu pot ierta sau nu vor să ierte, dar cu atât mai mult vom da socoteală de ce? De respectarea ierarhiei demnității femeii în societate, în familie și în biserică. Este un subiect de viitor care pare scurt și ușor la prima vedere, dar pare suficient de adânc în adâncurile lui.
Noi ne mirăm întotdeauna și spunem așa, avem copii răi, avem copii neascultători, avem copii bolnavi, avem copii autiști, avem copii cu tot felul de dezabilități. De ce Dumnezeu, dacă este așa de bun, permite acest lucru în societate? Îl permite acest lucru în societate prin faptul că femeia, care este o icoană vie a vieții pe pământ, și nu dau eu denumirea icoanei, Adam, când a fost creată femeia, ne arată Inocențiu de Odessa, pentru că era incompetent să-și dea cu părerea despre creația lui Dumnezeu și măreția lui, Dumnezeu i-a suflat un somn adânc, băiatul, aici nu-i treaba ta, tu ești muritor, ești om mic în ceea ce lucrez eu ca Dumnezeu, i-a luat una din coastele sale și i-a făcut femeie, evident că a suflat și asupra ei suflare de viață, că și ea este cu suflet viu, nu poartă sufletul bărbatului, deci prin cununie sunt un trup, dar sufletele sunt două, fiecare are sufletul lui și răspunde pentru faptele lui. Și după ce i-a pus tovarăș, i-a dat examenul. Deci a fost un examen verbal în care Dumnezeu i-a cerut lui Adam cu înțelepciunea pe care o avea, pentru că în somnul în care i l-a dat lui Adam, i-a dat o contemplare adâncă la adresa femeii. Și întâmplarea face că definiția pe care o dă Adam femeii în societate nu este cea pe care o dă Adam cel de astăzi femeii. Curvă, târfă, boarfă și așa mai departe. Deci nu asta e denumirea femeii. A spus, iată os din oasele mele. Iată carne din carnea mea. Femeie se va numi ea. Adică viață. Și a pus numele Eva. Viață. Deci, în momentul în care, în calitate de tânăr sau bărbat, vii și îi spui duhovnicului, părinte, vreau să mă căsătoresc, dar vreau o fată bună. Dumnezeu îți va da fata pe care ai construit-o în mintea ta, în somnul tinereții tale, când ai asemuit actul căsătoriei și al iubirii cu sentimentele din inima ta. Ai umblat cu 50 de femei și le-ai stricat și le-ai prostituat și le-ai vândut și ai făcut cu ele trafic de carne și ai făcut din ele târfe de stradă și sursă de venit? Și Dumnezeu va rândui ca femeia pe care o vei primi să fie pe măsura sentimentelor tale interioare. Și tu ai să spui, dar nu că eu am să-mi iau una curată. Are grijă Dumnezeu să-ți rânduiască de-a lungul vieții exact ceea ce ai lucrat în viață și dacă nu reușește Dumnezeu în viața pe care o trăiești tu, asta le-am spus-o la foarte mulți la spovedit, și acum nu o spun sub formă publică ca un reproș, ci o spun sub formă publică ca o atenție, gândiți-vă ca și tați că veți naște fete. Soția pe care o purtați ca și soție în casă va aduce pe lume fete. Și să nu uitați că ceea ce ați lucrat voi ca și bărbați în viața voastră personală de tineri cavaleri și ați făcut, putea să fie sora ta, cea pe care ai nedreptățit-o sau ai prostituat-o sau ai chinuit-o sau ai supus-o la tot felul de urgii și mizerii, Dumnezeu să îngăduie ca fata ta să trăiască aceeași dramă și tu să suferi la fel, să zici, părinte, dar de ce mi s-a întâmplat mie treaba asta? Trebuie să pornești hardul și să încerci să dai retroactiv și să te gândești la toate relele care le-ai făcut de-a lungul vieții și care a fost conceptul tău de bărbat față de femeie. Deci noi spunem că societatea s-a stricat și s-a pervertit. Nu! Oamenii s-au stricat și s-au sălbăticit. Oamenii s-au tâmpit la minte și nu mai gândesc normal. Am auzit discuții și am auzit polemici de genul că trebuie pus accentul pe fenomenul acesta al ultraconservatorismului, că trebuie pus accent pe mentalitatea asta învechită să dispară din societate. Nu, fraților, nu mentalitatea învechită. Eu nu cred că există o femeie în societate care își dorește să poarte alt statut decât cel de soție,
mamă și femeie respectată. Nu cred că există în societate, dacă te duci chiar și la stricatele alea care stau pe marginea străzii, ori îți spun că nu au bani, ori îți spun că n-au servici, ori îți spun că sunt constrânse, ori îți spun că sunt chinuite. Deci ele au un motiv pentru care fac lucrul respectiv, pentru că dacă societatea ar depune un minim de efort să le ofere un loc de muncă pe cinstea și demnitatea femeii, eu cred că ea alege să muncească cu 20 de milioane, nu să stea să ia tot nesfălatul și marțafoiul, să se supună mizerilor trupești pentru 50 de lei sau 100 de lei. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Când spune fericit pântecele ce te-a purtat, trebuie să știți că această formulă pe care o duce Evanghelia de 2000 de ani în spațiu și vorbește de demnitatea pântecelui fecioresc al Maicii Domnului, este tocmai pântecele pe care trebuie să-l pregătească fiecare mamă ca într-o liturghie pentru pruncii pe care îi va naște. Deci nu poți să fii o mamă ușoară, nu poți să fii o mamă nepăsătoare, nu poți să fii o mamă irresponsabilă, nu poți să fii o mamă denaturată și să naști viitorii tăi copii. Ce faci cu casa când ai musafiri? O faci curată. Ce faci cu pregătirea când ai musafiri? O faci cât mai impecabilă. Ce faci când îți schimbi garderoba? O faci cât mai frumoasă. Ei, și în interiorul tău trebuie să fie exact ca în exteriorul tău. Pântecele tău trebuie să fie pregătit de marea întâlnire cu Dumnezeu și Sfânta Treime, acolo unde se vor întâlni sămânța femeiască, pământească și bărbătească pentru zămislirea pruncilor. Și atunci pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema, adică va fi om ales al bisericii, al societății, al demnității umane și așa mai departe. Am vrut să vorbesc despre lucrul ăsta pentru că am întâlnit foarte des la spovedit explicații de genul: părinte, știți, eu mai greșesc cu femei. Da, eu n-am ce face. Tu vrei să greșești cu femei. Eu sunt obligat să te ascult, să-ți cercetez păcatul, să-ți dezleg și să-ți dau un canon. Dar trebuie să te avertizez că ești în pericolul ca într-o zi când nu te aștepți să tragi toate aceste ponoase și să ai contact cu ele pentru că le-ai săvârșit și nu ai avut cel puțin măcar buna dorință sau cuvință de a îndrepta această stare de facto și de a te gândi că cu un rău mic al tău și cu un rău mic al altuia și cu un rău mic al lui altul și al lui altul și al lui altul, pentru că noi nu ne putem ascunde după deget. Pe mine mă enervează permanent și îmi sare muștarul de câte ori aud mereu aceeași poveste. România, Ierusalimul românesc, România, grădina Maicii Domnului. Stai, domnule, liniștit, nu umblă Maica Domnului într-o țară de prostituate. Suntem pe locul 1 în Europa la femei de morav ușor duse în țările occidentale care practică această meserie slabă, că nu-i ceva demn. Nu pentru judecată, Doamne ferește, Dumnezeu să le păzească și să le lumineze pe toate. Dar cum poți tu să vorbești de grădina Maicii Domnului într-o țară a dezmățului? Suntem o țară unde se fac câteva mii de întreruperi de sarcină pe zi. Și mă întrebam într-o zi, n-am avut sentimentul, dar pot să pun întrebarea, ce simte o domnișoară tânără, o copilă crudă, când se duce în fața doctorului și smulge pruncul din ea, când ea nu are încă noțiunea vieții? Ea nu are noțiunea normală, ce înseamnă statutul de mamă, statutul de femeie, statutul de soție. Deci are un prieten ăla irresponsabil și-a dat și el chiloții jos și deodată îi spune, știi, dar nu-ți pregătiți să fiu tată, bine că ai fost pregătit să fii mărlan. Deci trebuie să fim responsabili și trebuie să ne asumăm aceste răspunderi pentru că aceste pântece binecuvântate care ar trebui să fie mamele poporului român sunt de fapt pântece de păcat și sursă de infecție morală în toată societatea. Nouă ni se pare o glumă și spunem așa, așa e normal, așa e firesc, lumea s-a modernizat. Da, lumea s-a modernizat, nimeni nu te contrazice. Dar aceeași lume a făcut mii de pași progres în ceea ce înseamnă medicină. Aceeași lume a făcut progres în ceea ce înseamnă știință. Aceeași lume a făcut progres
și a învățat ce înseamnă manifestarea trupului uman. Și nu trebuie ca tu să ajungi să înveți că păcatul uciderii e un păcat, ucigând prunci în pântecele tău. Poți să înveți lucrul ăsta citind, studiind, aflând și evitând această urgie care înaintea lui Dumnezeu este cea mai mare crimă oribilă, nu prin faptul că am văzut polemici în care unii sunt pro-avort, unii sunt contra-avort. Eu nu sunt nici pro, nici contra. Pe mine nu mă interesează nici că se fac, nici că nu se fac. Pe mine mă interesează un singur lucru. Care vor fi urmările acestor păcate la întâlnirea cu Dumnezeu? Degeaba scot eu 50 de oameni cu pangarde, nu ucideți copiii. Asta nu mă încălzește cu nimic. Și eu pot să mă laud că am câteva sute de prunci care au văzut lumina soarelui doar pentru sfatul că stând cu epitrafirul la urechea femeii, i-am explicat ce înseamnă dacă las acel copil în pântice. Și mă bucur că la judecată poate acolo un centimetru de milă la Dumnezeu o să fie și de la asta. Bă, Mărlane, uite, și pentru asta te iert că ai învățat 300 de femei să nu omoare pruncul în pântice. Dar asta nu e o justificare. Pe glob suntem 7 miliarde. Pe glob sunt atâtea țări, sunt atâtea state, sunt atâtea mentalități, sunt atâtea femei, sunt atâția bărbați, sunt atâtea cupluri, sunt atâtea mii de crime care se săvârșesc involuntar de voința noastră, pentru că noi nu știm ce se întâmplă, nouă ni se pare că societatea merge perfect normal, noi mergem pe drum, noi mergem la servici, noi venim acasă, lucrul ni se pare firesc, am 2 copii, mă muncesc să-i cresc, să le fac o carieră, dar se pare că în interiorul nostru trebuie să se dea și acel război nevăzut și neștiut al carierei copiilor care nu s-au putut naște din apă și din duh și n-au văzut împărăția lui Dumnezeu. Dacă aici ni se pare că am luat o dezlegare sau uneori am mai văzut această expresie, câte o persoană poate mai suspusă sau mai cochetă, părinte, nu știți, nu mai botează nimeni vreun prunc? N-acoperi un avort doar că ai făcut un botez. Asta este o formulă a bisericii de pocăință, prin care, printr-o faptă bună și o milostenie, chem mila lui Dumnezeu asupra ta să te ierte. Dar adevărata mila lui Dumnezeu este aceea când tu te rogi sau dorești să nu faci lucrul ăsta. Și cred că la ora actuală, sunt 3 lucruri pentru care ar trebui să milităm sau să medităm în biserică, ar fi aceasta. Înfrânarea, care este virtute biblică și îngerească, adică omul să se stăpânească pe sine și să aibă măsura cuvinței de sine, să nu fim cu acele porniri animalice sau dobitocești, precum... Nici la dobitoace nu vezi așa ceva. A zis, animalul intră în călduri, s-a împreunat, a născut, își crește puiul și merge mai departe. Și când vine un alt ciclu sau așa, deci asta nu înseamnă că vin eu să vă hotărăsc dumneavoastră când și cum ce faceți, dar vreau să spun că înfrânarea este un act bisericesc și biblic prin care noi ne putem controla asupra firii noastre pământești și o putem gestiona în așa măsură să nu ajungem la catastrofe sufletești. Pentru că, să știți, uciderea de prunci este o catastrofă sufletească. Iar pântecele care a făcut acest altar al vieții să suporte moartea, nu este un pântece tocmai binecuvântat. Deci Maica Domnului a fost cea la care Iisus s-a referit atunci când a spus mai fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu dacă îl și împlinesc pe el. Adică dacă poți să asculți învățătura morală a creștinătății, a Scripturii și a Bisericii și să fii un om echilibrat, să n-ajungi la asemenea urgii și catastrofe sufletești, ești un mare înțelept. Că pe Dumnezeu nu-L interesează dacă bărbatul se atinge de femeie sau femeia de bărbat, pentru că în Cartea Afacerii scrie așa, femeie, tu să fii atrasă de bărbatul tău. Bărbatul tău să te stăpânească pe tine, dar când îi vorbește de stăpânire, nu îi vorbește de coteț, de ciomag, de cușcă, ci îi vorbește de comunicare interioară dintre soț și soție, care înseamnă comunicarea spirituală și educația morală din cei doi, care duce la ce? La ceva frumos, la niște amintiri plăcute care să-ți rămână în minte că ai fost căsătorit și ai fost om pe pământ.
Deci nu cred și aș fi curios cam cum ar suporta un bărbat un chirotaj. Pentru mine este o întrebare foarte interesantă. Nu știu dacă ați văzut, bărbații noștri fac armată, trag cu pușca, merg pe front, trag cu tunul, dar aș fi curios cum arată un bărbat în timpul unui chirotaj. Să vedem cum se simte el când se trage din el cu cleștele, cum se trage din femeie la medic, pentru că ei numai când le scoți o măsea jumătate leșină și sar de pe scaunul de la stomatolog și spun lucrul ăsta nu ca să îi desconsider, ci ca să vedeți cât de hipersensibili sunt acești eroi și feți frumoși care atunci când scapă la femeie nu mai au și minte. Trebuie să fim un pic înfrânați și calculați pentru că pântecele femeii pe care o avem lângă noi este altar de viață, este biserica cea vie din casa noastră. Este femeia care te spală, este femeia care te îngrijește, este mama copiilor tăi, dar este și fiica lui Dumnezeu. Ea este în același timp și creștina botezată și pecetlită cu marele mir, care se duce în fața preotului, l-a spovedit și l-a împărtășit, sau se duce în fața Dumnezeu să-și plângă păcatele și este obligată să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, am lângă mine un necreștin, ce vrei să fac? Și Dumnezeu îi răspunde, tu l-ai ales. Deci, până la urmă, tot ea este și cu scârba, și cu supărarea, și cu păcatul, și cu răbdarea. Bărbatului îi revine doar ce? Îi revine doar menirea să se împănuneze ca un cocoș și să, dacă nu-i place de nevastă, să se uite după alta. Deci el deja este în activitate de cucerire, este un veșnic războinic. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Pântecele binecuvântat, spune Ioan Gură de Aur, este pântecele curat și fecioresc, despre care spune așa, Dumnezeu pe amândouă le-a blagoslovit, fericit patul neîntinat și nunta nespurcată. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că femeia a intrat fecioară în biserică, iar bărbatul n-a cunoscut altă femeie de la cununie și femeia alt soț de la cununie, ci ei au fost împreună până la sfârșitul vieții. Și de acolo ies sfinții, de acolo să nasc geniile, să nasc eroi, să nasc oamenii mari, să nasc oamenii grei, să nasc oamenii adevărați, poate și politicieni adevărați care să te conducă altfel, poate și doctori adevărați care să te tămăduiască altfel, poate și profesori adevărați care să te ridice la standardul de care e nevoie, citiți, vă recomand un singur lucru. E părerea mea. Simeon Mehedinț, un mare geografist de prin Vrancea, moldovean de-al nostru, care a scris o carte ce se numește Școala Muncii. Adică cum trebuie să învețe copilul în obârșia satului, în obârșia familiei, în etosul satului, în etosul cultural, în etosul național. Și la un moment dat, el pune accent pe trei lucruri pe care și dumneavoastră trebuie să le folosiți. O vorbește de educația în familie, unde soțul și soția sunt fundamentul de bază al societății, deci nu veți găsi educație mai calitativă ca în familie, nicăieri pe fața pământului. Poți să pui toate școlile de corecție din lume și să-l bați pe un copil până îl tâmpești. Nimeni nu-l va educa vreodată mai frumos ca mama și ca tata, deci constrângerea nu este o formă de educație, convingerea este forma fundamentală și înțelegerea. Și el vorbește despre învățător, despre preot și despre părinte, numindu-le Sfânta Treime ale satului. Și spune așa, tata, învățătorul și preotul trebuie să aibă trei calități. Ori are cea de arendaș, în care el e bosul în casă și nu-l interesează, ori are cea de boier, puțin îi pasă de ce se întâmplă în jurul lui, bine că este lui bine, și asta o întâlnim astăzi foarte des și pe cea de bos la fel, ori are într-adevăr pe cea de părinte și se dedică la ceea ce face. Adică, tata să simtă că copiii sunt oglinda lui și trebuie duși în direcția în care trebuie, profesorul să simtă că sunt ca și copiii lui și să-i ducă în direcția care trebuie, iar preotul că este părintele lor și trebuie să-i ducă în direcția unde trebuie duși și cea care trebuie. E foarte ușor să iei un pomelnic, e foarte ușor să dai un sfat, e foarte ușor să dai un canon și te-ai spălat pe mâini. Și ai rezolvat problema. Ai sacoșa cu pâine, ai 10 lei în buzunar, ții bine și ai rezolvat problema. Nu e chiar așa. Ca profesor, ți-ai luat salarul,
A mai trecut o generație, a mai venit o vacanță și ai rezolvat. Nu e așa. Ca părinte, ai mai făcut un copil, mai vine al doilea să cresc unii pe alții, să duc cu măsa la treabă, au ajuns mare, ori vedea ei ce ori face. N-am ce să vă dau, mergeți frumos și vă descurcați în viața voastră cum știți voi. Pentru că eu v-am făcut, restul e treaba lui Dumnezeu, nu. Este treaba noastră până la capăt. Deci datoria sacră a pântecelui binecuvântat și a ascultării de porunca lui Dumnezeu este până la capăt. Când spune ferice de sânii la care ai supt, aici se referă și la sânul cu lapte, că și pruncul Iisus creștea și se întărea cu Duhul și cu mintea și cu înțelepciunea și cu trupul, ne arată Evanghelia. Se vorbește și de sânul înțelepciunii școlărești, pentru că înveți de la învățător, că preotul, învățătorul și cu familia erau cândva și doctorul în sat, cei care formau un sat, acolo era intelectualitatea satului în vechime, și în tinda bisericii învățai să scrie, să citească. Nu asta vreau să scot în evidență, azi avem școli moderne și pustii, dar vreau să scot în evidență altceva. Că în momentul în care un copil trece de la un sân la altul și suge o învățătură sănătoasă, el va crește în acord cu educația din familie, cu relansarea ideologică și culturală din școală și cu învățătura morală din biserică. Dar astăzi societatea se duce, vorba unui mare actor, dracului de râpă, din alte considerente. Mama și tata îl învață ce pot sau ce nu trebuie. Sau cei corecți îi învață ce trebuie, că sunt părinți model. Deci România are suficiente familii model. Deci noi nu putem abstractiza și să spunem, vai, trăim apocalipsa. Nu! Avem încă părinți educați care știu ce înseamnă responsabilitatea de părinte și își cresc copiii cu adevărat în duhul familiei. Mănâncă împreună, stau împreună, fac consiliul de familie împreună, vorbesc împreună, se sfătuiesc împreună, copiii nu trec peste glasul părinților, nu trec peste porunca lor și încă avem asemenea elemente de care societatea are nevoie. În școală la fel, slavă lui Dumnezeu, nu trebuie să vă spun eu, ați văzut câte genii și câte minți luminate se nasc și asta înseamnă că suntem un popor cu sânge tânăr și neîmbătrânit, adică nu suntem chiar de rebut și înseamnă că aceste creiere proaspete care vin și fac tot felul de inovații și invenții sunt creierile unor copii luminați în care se cunoaște rodul și munca părinților și munca profesorilor. Și în același timp, munca din școală trebuie să fie în acord cu munca de acasă. Părintele n-are voie să le duce pe copil că sună la 112. Să le ia 112 și să-l crească. Du-l la parlament, la deputatul care a făcut legea, să-l țină el. Școala n-are voie să-l instruiască pe copil că își pierde profesorul catedra, că n-are voie să ridice tonul. Du-te și-l învață tu acasă, dacă nu ți-l pot eu învăța cum trebuie. Nu există normă fără lege și nu există lege fără norme. Deci, noi avem responsabilități, nu doar, cum se spune în popor, da, v-a dat telefon Dumnezeu că ați întârziat la biserică. Deci, noi avem nu numai drepturi, avem și obligații și îndatoriri. Obligația cea mai mare este să rămâi om, indiferent de contextul social și moral și ideologic. Obligația cea mai mare este să rămâi creștin, că trăiești într-o țară ortodoxă și să nu sperzi reperele și valorile ortodoxe, să nu le amesteci pe cele spirituale cu cele intelectuale, dar le poți compara pentru că au un rol al lor. Unii spun, dar ce-ți faci cu școala? Trebuie să faci școală. Ce-ți faci cu serviciu? Trebuie să faci serviciu. Trebuie să fii deștept, trebuie să fii luminat, trebuie să cunoști. Iar reperele familiare trebuie să bată cu școala și cu biserica. Că dacă ai părinți atei și biserica te învață de bine și tatu și măta îți spune fă-ți de cap că așa e frumos, deci nu se compară. Deci aici ne ducem noi de râpă și ne distrugem naționalitatea. Nu ți-o distruge nici corporația, nu ți-o distruge nici parlamentarul, nu ți-o distruge nici politicianul, tu ți-o distrugi singur. Dacă ai crescut delicvenți, ăia sparg, fură și n-au normă morală. Sau nu respectă familia. În momentul în care copiii tăi sunt educați, indiferent cât de mizerabilă este o societate, ei vor străluci din întuneric ca lumina în beci, când a prins bricheta și vezi pe unde mergi pe scări.
De ce v-am spus lucrurile astea? Aceștia sunt sânii la care ai subt. Și Iisus nu pune accent pe sâni. Nu spune, da, vai ce sfânt a fost mama mea. Nu. Fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu, numai dacă îl împlinesc pe el. Deci eu nu pentru dumneavoastră am vorbit aici, am vorbit pentru alții care nu sunt de fapt în biserică. Dar sper că prin dumneavoastră să ajungă și la ei. Deci astea sunt reperele pe care trebuie să ne axăm noi în momentul de față, nu povești apocaliptice, nu sfârșitul lumii, nu prostii geostrategice. Astăzi nu se mai duce război cu cai de lemn și cu sapa și cu furca și cu coasa și cu pușca. Astăzi a tras o bombă și în jumătate de oră s-a terminat povestea. Unii nu mai respiră și pe alții nu-i mai mănâncă corbii, că ne topim toți și ne facem materia din care ne-am alcătuit. Adică tot arsenalul ăsta nuclear și atomic care există pe planetă poate distruge Pământul după învățătura științifică de 240.000 de ori. Realizați ca idee ce înseamnă? Așa că restul sunt povești. Este inutil să stăm să explicăm ce înseamnă rachete balistice sau ce înseamnă scuturi antirachetă și povești nemuritoare. Deci noi trebuie să ne axăm pe Dumnezeu care, dacă vrea, prin îngerii popoarelor, luminează pe cei ce conduc să fie liniște pe pământ. Și dacă mânia lui Dumnezeu strigă la cer, sau cum spune, păcatele fratelui tău Abel strigă la mine, din pământ se aude glasul sângelui lui, putem fi chemați într-o clipeală de ochi la judecată. Eu cred în asta de 10.000 de ori mai mult decât în poveștile că se bat doi președinți sau au păreri diferite. Astea sunt prostii. Așa cum îți dorești tu viața și luxul, așa își dorește și bulibașul ăla de acolo, din vârful funcției și puterii de unde este, să trăiască viață mondenă. Și atunci el nu-i prost să-și distrugă propriul lui rai care și l-a creat și să facă rău. Deci astea sunt un fel de baubauri sociale și politice la îndemâna naivilor, ca ei să tremure, să se teamă, să fie bucuroși că au 5 lei de pâine, să fie bucuroși că au un loc de muncă, că nu i-a dat patronul afară, astea sunt povești. Deci nu vă mai axați pe prostii de genul ăsta. Încercați să aveți gândirea liberă și dezinvoltă, să gândiți în spiritul lui Dumnezeu, să gândiți în spiritul păcii, să gândiți la modul benefic. Noi vorbim de gândirea pozitivă, deși nu e un fundament. Noi trebuie să vorbim de gândirea sănătoasă, să avem perspectiva constructivă. Deci eu nu sunt născut vierme să mă sui pe un copac, să-i consum frunzele, pomul ăla să usuce, eu să mă sui pe altul, să-l consum și pe ăla, să mă sui pe altul și să-l consum și pe ăla. Nu. Eu sunt pus, în momentul în care m-am născut și mănânc dintr-un copac, să mai pun doi asemenea lui să rămână la cel de după mine. Eu sunt pus, dacă am băut un pahar de undeva de apă, să amenajez sursa aia de apă, să mai bea și doi după mine. Asta este creația pozitivă a omului pe pământ. Eu sunt pus să nasc doi sau trei sau patru copii sau cât o vrea Dumnezeu în momentul în care ești tată și mamă, ca ei la rândul lor să facă loc și pregătire altor doi, trei după ei. Asta este gândirea pozitivă într-o societate sănătoasă. Restul sunt doar povești și mizerii. Nu vă mai axați pe tot felul de presupoziții. Nu vă mai axați pe tot felul de infecții din astea mass media care vin și trec ca tăvălugul. Din totdeauna au existat homosexuali, că n-ar fi fost Sodoma și Gomora. Ducă-se cu noaptea și treacă de la sine. Din totdeauna au existat necredincioși și atei. Nu poți să-i schimbi pe oameni într-o singură zi, nu poți să-i îndrepți într-o singură zi. Dar v-am spus încă o dată cum este actul misiologic și catehetic în lume. Dacă fiecare dintre noi credincioși, la rândul nostru, prin bunătatea noastră, prin felul de a fi, prin umanitatea noastră, prin comportamentul nostru, prin viața noastră, prin cuvintele noastre, prin manifestările civice de fiecare zi, reușim să cucerim pe cineva și să-l facem credincios, luând model de la noi. Când îi spun lui ăla, tu du-te la biserică, dar tu nu te duce, tu postești, dar eu nu postesc, tu nu fura, dar eu fur. Deci nu așa se face, nu așa se face creștinismul. Creștinismul privit din prisma politicii de astăzi, din lume, nu mă refer la politica politică, mă refer la modul de viziune a lumii. Creștinismul este o,
Creștinismul este privit ca o religie incompletă și infantilă. Bă, niște proști, n-au ce face și cred într-un Dumnezeu, nu? Tocmai aici e șmecheria. Tocmai aici e taina tainelor. Suntem atât de slabi și suntem atât de diluați și suntem atât de nătânși și suntem atât de seci și de goi, că noi am redus creștinismul autentic al minunilor lui Hristos și a puterilor Duhului Sfânt la marginalizarea neputințelor noastre. Și v-am mai explicat odată lucrul ăsta. Fulfi o frunză. Vai, ce minune, ai văzut frunza aia, nu bătea vântul și ea se mișca. Stau, frate, alea nu sunt minuni. Alea sunt lucruri firești din natură. E un curent care trece neobservat. Tu n-ai de unde să știi cum se mișca aia. Minune înseamnă când dintr-un prost faci un deștept. Minune înseamnă când faci dintr-un om rău un om bun. Minune înseamnă când faci dintr-un păcătos un sfânt. Minune înseamnă când faci dintr-un om bolnav un om sănătos. Minune înseamnă când faci dintr-un om leneș un om harnic. Alea sunt minunile. Și ele sunt din ce în ce mai rare, pentru că toată lumea vrea să trăiască anticreștinește. Noi avem demagogia creștină, v-am mai explicat odată. Nu-i auzi pe oameni ferice de pântecele ce, la care ai stat și sub sânul la care ai sub te. Auzi pe oameni. Ortodoxia e singura religie adevărată, s-o credem noi asta. Singura religie adevărată este Dumnezeu din cer și legea revelată. Nicăieri nu scrie că ortodoxia e religia cea adevărată. Astea sunt impresiile noastre personale. Dumnezeu are atribute, perfecțiune, bunătate, milă, omenie, îi cum se cade, îi blând, îi omenos, îi prietenos, îi milostiv, te ajută, îți dă, te sprijină, îți dă sănătate. Așa trebuie să fii tu. Asta este religia. Religia faptelor divine. Asta este creștinismul. Iisus când a venit pe cruce, n-a spus așa, mâna dreaptă o dau catolicilor, mâna stângă o dau ortodoxilor, capul dau protestanților și picioarele le dau la secte. Nu. El a venit ca un întreg, unic și a spus scurt. Eu vreau ca tot să fie una, să fie desăvârșit spre cum Tatăl cel din cer desăvârșit este și sfinț spre cum Tatăl cel din cer sfânt este. Și adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume, ca să mântuiască neamul omenesc. Hristos în povești. Tot ce avem noi, mii de cărți, că ies acum cărți, poți să scrii câte una pe zi. Nu astea sunt ortodoxia. Ortodoxia înseamnă fiecare suflet spovedit și împărtășit. Fiecare suflet care arde de rugăciune. Fiecare suflet care arde de credință, fiecare suflet care moare de dorul lui Dumnezeu, și când mă refer la moare de dorul lui Dumnezeu, v-am repetat odată cum văd eu dorul de Dumnezeu, așa îl percep eu. E părerea mea personală și niciodată n-am scos-o din inimă. Ați văzut un băiat când se îndrăgostește de o fată, cât e de pierdut, cât e de visător, cât e de terminat, el nu visează nimic decât pe ea. Așa trebuie să-l visez pe Dumnezeu. Când îl trăiești așa de plenar pe Dumnezeu, El e cu adevărat la tine. Când spui, a, iar trebuie să mă rog, iar trebuie să fac mătănie, iar trebuie să merg la biserică, iar trebuie să mănânc de post, o, iar trebuie să aprind lumânări, iar trebuie să dau bani la biserică. Aia nu e religie, aia e o prostie, e o administrație puierilă, seacă, goală și nonsens. Ceea ce faci, să faci din pura convingere. Dacă ai aprins o lumânare, să fii convins că Dumnezeu ți-a primit-o. Dacă ai dat o prescură la altar, să fii convins că prescura aia ți-a scris-o Dumnezeu în cartea vieții. Dacă ai dat o liturghie, să fii sigur că Dumnezeu și-a notat-o în carnețelul lui de bunevoință. Aia-i trăirea ortodoxă. Nu să stai tu cu camera ascunsă, să-l pândești pe popa X că bea în bufet. Să bea cât o vrea. În primul rând, e și el un gherțoi, un om ca și mine. Are slăbiciuni, neputințe și patim omenești. De-aia Timotei îl atacă în epistola Pavel, când i-o spune lui Timotei, preotul să fie bărbat a unei singuri femei, să fie serios, să chivernisească bine casa lui Dumnezeu, să chivernisească bine casa sa, să nu fie sminteală celor pe care îi cârmuiește. Și iarăși vine Hristos și dă o treaptă și mai înaltă. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oi. Nu face ca cel naimit, lasă oile și fuge când vede că vine lupul și risipește oile. Aia este. Noi stăm și ne mușcăm între noi ca draci de la chestii nesemnificative.
Toată lumea este setată pe sinodul din 2016 de la Creta, pe apocalipsă, pe chip, pe actele biometrice și pe corporații. Fraților, dracul vine din inimă, pleacă prin patim, intră prin simțuri și nu o spun eu, o spune Ieremia, moartea s-a urcat prin ferestrele voastre, așa spune Scriptura, și ne închide ochii către lume să nu vedem, urechile către lume să nu auzim, mintea către lume să nu înțelegem, inima către Dumnezeu să nu-L chemăm și să nu-L căutăm și ne face cei mai buni arhiconi și teologia iadului. Vom merge la judecată doxați, pregătiți de dogme, pregătiți de înscrisuri, de mărturii, de canoane și de tot ce vrem, dar la capitolul fapte bune, la capitolul ortodoxie practică, că așa spune, practica și rugăciunea, muncește și te roagă, ora et labora. Ei, la capitolul acesta vom fi zero, vom fi cei mai buni polemiști. Mi-a plăcut că acum cu oricine te întâlnești, primul lucru care ți-l spune asta este, tu pomenești erarhul la slujbă? Zic, da, că de la el am luat Duhul Sfânt. Ești eretic, te-ai dat cu ecumeniști. Ei, prefer să rămân așa. Adică când vezi că omul e prost, nu mai trebuie să te cobori la mintea lui, că te bate prostul cu armele lui. Deci dacă Iisus, când a plecat la cer, a suflat peste apostoli și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi, cărora veți dezlega, dezlegate vor fi, botezați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, mergând învățați toate neamurile, că v-am spus vouă. Apostolii s-au dus la rândul lor și au pus episcop și preoți în biserică. Acum ce vrei tu să vii, să aduci o altă biserică de altfel? Vrei tu să inventezi tu o biserică fără episcop? Mi-a inventează-o, frate. Fă ce vrei, e treaba ta. Dar nu mă obliga pe mine să cred eu ce vrei tu. Dacă ești un credincios adevărat și ești un creștin autentic și ești un trăitor nemai întâlnit pe pământ, vino-mă într-o zi cu o foaie semnată de Dumnezeu, în care Dumnezeu personal ți-a dat cu cuvinte scrise că nu mai trebuie să-ți pomenești erarhul. Nu-l pomenești. Că nu mai trebuie să-ți asculți duhovnicul. Nu-l asculta. Că nu mai trebuie să asculți de biserică. Nu asculta, frate. Dar Hristos mie mi-a lăsat scris în Scriptură negru pe alb. Eu v-am trimis pe voi, nu voi v-ați ales. Eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am numit ucenici, nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am numit apostol și prieteni, nu voi m-ați ales pe mine. Și le-a spus așa. Câte v-am spus eu vouă, nimic în plus pe deasupra. Cine ascultă de voi, pe mine mă ascultă și pe Tatăl meu care m-a trimis. Și cine n-ascultă de voi, de mine nu ascultă și de cel ce m-a trimis. Iar în epistola către Romani, și dacă capitolul 15 sau 1 nu am exact noțiunea, sau capitolul 8, spune așa. Legea este sabie de la Dumnezeu. Pentru cel ce e serios, e demnitate, e iertare, e binecuvântare, e bucurie și e laudă, iar pentru cel neserios este pieire. Cine vrea să n-asculte de lege, să facă ce vrea el. Cine vrea să asculte de lege, să facă ce spune legea. Dacă eu sunt corect și n-am schimbat o dogmă sau o iotă din lege, din crez, cum le-am primit când m-am născut, m-am botezat și am crescut creștin, mai departe, nu este treaba mea să mă bag în treburile altora. Deci noi trebuie să fim în tiparul pe care Dumnezeu a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, să aveți odihnă sufletelor voastre. De-aia la 3 ani a intrat în biserică după 2 explicații ale Duhului Sfânt. Ascultă, fică, și vezi și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Spune David, sadistul. Și la 3 ani a dus Ioachim și Ana, după cum au făgăduit, cu făclii și stâlpări aprinse la ușa bisericii, au urcat treptele templului lui Zorobabel, care îl reconstituise ca lui Solomon, era dărâmat de mult de la robia Babilonului, a spus psalmii treptelor și a intrat în Sfânta Sfintelor să nu fie atinsă de mâini și de spurcăciuni omenești. Și apoi, prin semn dumnezeesc, și-a ales soț, prin odrăslirea toiagului lui Iosif, nu stau să vă fac pledoaria Maicii Domnului, că nu ține de ce discutăm noi, dar ne-a dat nou model de femeie absolută, împărăteasă, absolută, smerenie, absolută, sfințenie, absolută, rugăciune, absolută, evlavie absolută, transparență absolută. Ce era dacă mergea Maica Domnului la farisei și la cărturari,
care ei stăpâneau templu, că așa era pe atunci, și să le spună, dar voi cred că aici greșiți, nu e așa, nu aici nu-i legea așa. Nu. Ea vorbea direct cu îngerul, cum ne arată Sfântul Ioan Damaschin, mânca din cupa de mană, învăța cuvintele dumnezești, iar la vremea cuvenită, Duhul Sfânt a venit și s-a coborât peste ea. A umbrit-o pentru totdeauna și evanghelistul Luca ne face chipul desăvârșit al Maicii Domnului, așa cum îl avem în 1.25, când ne spune clar. Elisabeta întreabă în muntele Iudei, acolo la poale în Caremului, cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Iată de când ea este Maica Domnului. Și ce frumos răspunde Maica Domnului. Mie mi-a făcut mărire cel puternic, adică Dumnezeu. Și sfânt este numele Lui. Și iarăși spune, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Nu sunt bucuroasă, nici nu mi-am dorit vreodată. Maica Domnului când se ruga în rugăciunile personale, spune Metafrastul și Ioan Damaschinul, spunea așa, ce bine ar fi măcar să pot fi îngrijitoare a celei ce va purta pe Dumnezeu în pânci. Și era ea. Deci, vedeți? Asta înseamnă normalitatea. Asta înseamnă credința adevărată. Noi colcăim de patim, colcăim de mofturi, colcăim de năravuri rele, colcăim de apucături ciudate, de tot felul de conspirații și de tot felul de... Să știți, nu o spun cu răutate, vreau să-mi fie iertat păcatul. Holcă e societatea de tot felul de intelectuali, din ăștia cu intelectualitate bolnavă mentală. Tot felul de prostii, te doare mintea ce auzi, eu le ascult și râd. Nu îndrăznesc să contrazic că mi-i jenă. Am acest respect și normă de bun simț, să ascult orice fel de prostie, de oriunde vine, orumec, râd în sinea mea și zic, Doamne, și pe ăsta cel batjocorește dracu'. Dar tac și nu spun mai departe, că zic, băi, lasă-l, atâta poate și încerc să-l pun pe drumul bun dacă îmi stă cu putere. Dacă nu, tac din gură și îmi văd de treabă. Nu există o carte mai completă ca Sfânta Scriptură care este învețe de Dumnezeu. Nu există o carte mai sfântă decât Psaltirea care este învețe de Dumnezeu. Și nu există un loc mai curat decât altarul și biserica care să-L dea pe Dumnezeu prin împărtășanie. Restul sunt simple povești nemuritoare. Nu mai plecați urechea, cum spune Apostolul Pavel, la povești cu babe, la povești și basme și înșiruiri de neamuri care nu folosesc la nimic. Feriți-vă de polemici și de gâlcevi că n-aduc folos. Și Apostolul Pavel, cu asta închei, că am văzut că o babă ți-a plictisit deja, spune așa, spune Apostolul Pavel, propovăduirea nu stă în înțelepciune. Deci noi nu ne punem în rând nici cu oamenii de știință. Noi nu ne punem în rând cu filozofii lumii. Nu ne punem în rând cu geniile lumii. Apostolul Pavel a spus așa, puterea lui Dumnezeu stă în puterea credinței. Crede și va fi ție. Crezi tu că eu pot face aceasta? Ce vreți să vă fac? Să vedem, credeți că eu pot face asta? Credem. Și s-au deschis ochii lor. Credeți că eu vă pot curăți pe voi? Și i-a curățit de lepră. Crezi tu că pot să-ți fac ție aceasta? Și s-a vindecat fiul lunatic de demon. Deci, totul vine din credință. Credința nu-i nici ecumenistă, nu-i nici ortodoxă, nu-i nici protestantă, nu-i nici baptistă, nici jehovistă. Credința este în prea bunul, prea dreptul, prea luminatul și unul și singurul Dumnezeu, Iisus Hristos, din cer, cuvântul întrupat din Tatăl și născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și venit suprem din Fecioara Maria. Aleluia și amin.